Hai că m-am enervat că am văzut că Valentin o ținea de mână pe Gabriela în timp ce vorbea tatălui Alex. Sincer, mi se pare o situație peinibilă și de tot răsul. În primul rând, ce naibii gesturi a făcut Gabriela față de Viorel? Erau gesturi făcute de prietenie pentru că ei s-au înțeles bine în cuplu, pentru că Gabriela a văzut că uh, Valentin vorbește și se înțelege foarte bine cu Viorel și odată când l-a apucat atunci de nas. Băi, mie mi se par nașpa acestul astea. Eu în viața mea nu l-aș fi făcut fa față de un alt bărbat. Dar erau făcute de față cu iubitul ei, nu era ca și cum, eu nu știu ce s-ar fi unduit pe lângă el, ar fi dansat sau cine știe ce naibie a făcut. Dacă stăm să ne gândim, Adina săptămâna trecută a dansat extrem de provocator în fața lui Viorel și doar ca să-i atragă atenția, Gabriela nu a făcut niciun ce să-i atragă atenția lui Viorel să zică uite-mă cât de superbă sunt eu și cât de mișto sunt eu ca femeie. Au fost niște gesturi făcute între prieteni. Dacă stăm să ne gândim că am găsit o poză trimisă de dumneavoastră cu Denny când îi punem una pe șorul lui Valentin, sunt gesturi făcute între oameni care se cunosc, care se plac, care și-au dovedit așa o prietenie acolo în casă, nu trebuie acum să o întreb pe toată lumea dacă te-ar fi deranjat, nu m-ar fi deranjat, că dacă ce fată ar fi făcut gesturile astea față de un alt așa și așa mai departe. Mie mi se pare penibil atitudinea lui Valentin, dacă mă întrebați pe mine. Nu cred că e cazul să faci astfel de chestii. Ieri au avut toată ziua la dispoziție să vorbească fix despre lucrul acesta, dacă poate să treacă peste, dacă nu poate și așa mai departe. Acum să aștepți tu emisiunea din live să-ți arate dovada ca apoi toți cei din casă să arunce cu săgești să spună eu n-aș fi acceptat sau nu aș fi făcut sau așa cu iubita ta, mi se pare sincer nu e ok. Adică pe mine, eu o să fi fost Gabriela, păi trageam una și îi zi, spuneam, ok, frate, am făcut-o în glumă, mi s-a părut un gest prietenesc, nu ți-a convenit sau nu știu ce faci acum, îmi pui la judecată. Hai să ne vedem fiecare de treaba noastră, dacă eu sunt mai proastă, așa mai tâmpită și fac gesturi care nu ți se potrivesc și nu îți fac cinste familiei tale. Da? Ne vedem fiecare de treaba noastră și la revedere, nu mă scoți în piața publică să mă arate lumea cu degetul că vai ce gesturi a făcut, ce gesturi a făcut, s-a dezbrăcat în fundul gol și a scos sânii pe afară, ce a făcut până la urmă de așa, wow. Și până la urmă, Deni, nu cred că e tocmai potrivit atitudinea ei mai ales în situația în care vede că ăștia se ceartă. Adică e ca și cum pui paie pe foc. A, și îmbrățișarea aia dinainte să plece în vacanță, nici aia n-a fost ok, dacă mă întrebați pe mine. Dar totuși, înainte de a-l îmbrățișa pe Viorel, am îmbrățișat-o și pe Deni, la fel cu același foc, și pe doamna Gica, că am văzut cu toții, nu?